Bună ziua! În 2009, odată cu redeschiderea bisericii de la Palatul Cotroceni, premierul Emil Boc trecea în administrarea muzeului de la Cotroceni obiectele de cult care, de fapt, au aparținut vechii biserici dărâmate pe vremea lui Ceaușescu. Acestea urmau să împodobească biserica, o parte dintre ele erau deja folosite, însă o parte dintre ele au mers în restaurare și asta pentru că nu erau încă suficient de bine conservate încât să fie expuse în biserica de la Palatul Cotroceni. 1 miliard de lei a cheltuit administrația prezidențială din bugetul propriu pentru aceste restaurări până acum, iar obiectele de cult erau gata să împodobească biserica. Ei bine, premierul Victor Ponta a decis altfel. Printr-o hotărâre de guvern, întoarce la muzeul de artă obiectele acolo unde erau și înainte de 2009, când premierul Emil Boc a decis să facă acest cadou de patrimoniu Palatului Cotroceni. Mulțumesc, Cristina, pentru informație. În studio alături de mine este domnul Bogdan Chiriac, analist politic. Bună seara, bun venit. Doamna Ana Vircel, bună seara, bun venit, mulțumesc pentru prezență. Domnul Florin Popescu, PDL, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă întreb, înainte de orice, cum arată toată această poveste? Eu vreau să vă citesc data acestei decizii a guvernului, 4 septembrie. Doamne, eu din câte am înțeles, aceste icoane au fost date ilegal, da? Deci eu cred că totuși a venit momentul ca și în România, indiferent adică despre ilegal? Cine... Păi așa am înțeles, că au fost date abuziv, ilegal, de către domnul Emil Boc. Pe vremea când domnul Emil Boc era premier, da? Păi, nu, stați puțin, că vorbim de niște obiecte de patrimoniu. Ele au fost luate, scoase de acolo atunci când a fost dărâmată mănăstirea de la Cotroceni de către comuniști. Și au mai fost salvate, câte au fost salvate, au ajuns la muzeu. Așa, și au fost luate de la muzeu, înțeleg că au fost luate de la muzeu, dacă am înțeles eu corect știrea dată de dumneavoastră în premieră și vă felicit pentru lucrul ăsta, au fost date de către premierul Boc, fără ca să aibă toate avizele necesare, deci oarecum abuziv. Deci eu consider că, indiferent, vorbim la nivel de principiu, eu cred că și în România trebuie să fie respectată legea, indiferent de cine se numește și cine ia anumite decizii. Trebuie să fie decizii luate exclusiv pe legalitate. Eu, pe mine, nu mă interesează și nu o să vreau să comentez ce a făcut domnul președinte Băsescu cu Boc în cârdășie pe vremea când Boc era premier. Dar dacă am înțeles eu corect informația dată de dumneavoastră, acum se recuperează aceste icoane. Se recuperează o formă de a spune, e muzeu și la Cotroceni. Deci, dar eu am înțeles că sunt revendicate de muzeu față de care aveau bază legală să le aibă în deținere. Asta am înțeles eu din ce ați prezentat dumneavoastră. Eu aș avea o curiozitate. În 2009, cam în ce lună au fost... Acum chiar luna nu știu. Păi nu, e important că era la putere era și PSD-ul atunci. PSD cu PD, da, e important. Da, septembrie. Eram curios dacă cumva și PSD-ul era la guvernare când au fost date pe semnătura premierului Boc. Aceste icoane. A semnat-o guvernul. Vreau să vă spun că tocmai ce mă gândeam să felicit guvernul pentru inițiativa de a aduce acele coroane dacice și acele căști dacice de la Detroit să facă un efort financiar ca să le aducă din Statele Unite, să le pună la un muzeu în România, acum văd că începe să le plimbe de la un muzeu. Problema că nu e treabă de guvern. Dar este o decizie, trebuie să recunoaștem, este o decizie, vorbim de principiu, nu vorbim de obiectele în sine. Iar eu nu cred că, totuși să spunem că e un conflict între Cotroceni și guvern, adică cred că este oarecum... Dar nu vă supărați, dintr-un muzeu se iau niște obiecte. Pot să fac observație? Sigur, te rog, Robert. Da, vreau să-mi duc ideea până la capăt, dacă mi se dă voie totuși. Da? Deci eu consider că este o decizie, vorbim la nivel de principiu, lăsând la o parte despre ce obiecte vorbim. E o decizie administrativă corectă. Deci păi și despre asta vorbim. A fost corectă când era PSD-ul la putere? Dar nu vorbim doamne, de cine era sau nu era la putere. În 2009 era și PSD-ul la putere. Atunci a fost corect să ducă de la un muzeu la mănăstirea Cotroceni. Eu înțeleg că cei care au avut muzeul... Acum PSD-ul zice, nu mai e corect, ne-am sucit. Eu înțeleg că cei de la muzeu... Acum 2 ani spuneați într-un fel, acum altfel. Cei de la muzeu revendică aceste proprietatea lor. Și între timp am aflat data exactă a publicării acestei hotărâri este... 25 februarie 2009. Da, deci era și PSD-ul. La vremea respectivă, într-adevăr, aveam de-a face cu guvernul Boc 1,
în care făcea parte din acel guvern, din câte mi-aduc eu aminte și cred că mi-aduc bine aminte, și domnul Victor Ponta, în calitate de ministru. Era ministru delegat pentru relația cu Parlamentul. Dar nu vorbim, domnule, acum de cine, când era la guvernare. Vorbim de o decizie administrativă. Păi atunci era bună, acum 4 ani, și acum nu mai e bună. A fost dată pe o perioadă determinată, din câte înțeleg eu. În loc să mai trimiteți... A fost dată către Cotroceni. Cotroceni, înțeleg că a investit un miliard să restaureze aceste icoane sau ce ori mai fi. Unele l-a terminat că a avut bani să le termine, altele nu l-a terminat. Acum vine și le ia înapoi. Eu nu înțeleg logica. Pentru că așa au stabilit specialiștii de la acest muzeu. Și care specialiști? Nu vorbiți politicianist. Și nu... Asta este solicitarea. Hai să facem atracție, eu sunt ortodox. Că... Nu, adică dacă deci locul unei icoane este biserică, ca și principiu. Dar nu are nimeni este în biserică locul unei icoane. Nu mă interogați pe mine, că nu. Eu vă întreb, nu vă interoghez, vă întreb. Deci pe lângă icoane mai sunt și alte lucruri. Vă promit că fac până la sfârșitul emisiunii și dau un cap de câte ori spuneți. Da, PSD-ul are dreptate. Dar când are dreptate? 2009 sau în 2013. Deci nu vorbim de PSD aici, de PDL sau de PNL. Este vorba de o decizie pe care specialiștii au solicitat. Care specialiști? Cum să numesc? Da? Cei de la muzeu. Care? Cum să numesc? Care muzeu? Muzeul care revenit cu aceste proprietăți. Am solicitat și noi niște puncte de vedere și le-am verificat, dacă vreți, Cruci. Și am vorbit cu ministrul culturii, domnul Daniel Barbu, cel care a contrasemnat această decizie. Vreau să vedeți declarația pe care a făcut-o domnia sa și vă spun pe urmă ce am aflat și de la administrația prezidențială. În principiu, locul lor ar fi fost în biserica Mănăstirii Cotroceni, care a fost reconstruită și de unde provine catapeteasma, numai că experții muzeului au constatat că demontarea piesei și remontarea ei, fiind vorba evident de o lucrare de mari dimensiuni, ar produce pagube irreversibile, socotind că piesa a mai fost odată demontată și remontată atunci când a fost scoasă din biserica mănăstirii în preziua demolării ei. E vorba de un punct de vedere al specialiștilor și care a fost în fapt respectat și sub guvernarea PDL, pentru că obiectele n-au fost luate cu forța de acolo și acum sigur am dat și această formă juridică. Dacă starea acestor obiecte de patrimoniu e atât de fragilă, de ce guvernul precedent a decis să le restituie celor de la Cotroceni, iar acum din nou să trecem prin birocrația asta de revenire? Pentru că bănuiesc că specialiștii și-au dat cu părerea în aceeași... Da, atunci specialiștii s-au opus de atunci, din motivele pe care vi le-am spus. Deci, bun, doamna, ce e de înțeles? Deci, mai devreme și rog colegul de aici din platou, care tot încerca să-mi dea lecții cu vorbitul, da? Am avut dreptate, da? Cu ce ați avut deci, dreptate? Specialiștii au spus, s-au împotrivit și atunci l-am mutat și eu cred că, pe lângă respectarea legii în această țară, cred că trebuie să respectăm și opinia specialiștilor pe fiecare domeniu, că de-aia sunt oameni profesioniști acolo. De atunci s-au făcut o restaurare de un miliard de lei. S-au opus atunci. Au făcut un referat prin care au fost de acord. Dacă ascultați și a declarat ministrul culturii mai devreme, a spus că specialiștii chiar și atunci s-au opus. Mai ascultați odată. Aici eu vreau să răspund doamne Birceal, pentru că domnul ministru a vorbit de catapeteasmă. Ori catapeteasma, într-adevăr, nu poate fi mutată, că, bă, înțeleg că are o problemă, da? Dar nu e vorba doar de cădelnița acolo. Ce treabă are cădelnița? Mai ascultați cu atenție și poate atunci este un obiect din metal, mai ascultați odată cu atenție, poate doamna Rutu vă ajută să înțelegeți. Despre catapeteasmă vorbea. Care n-au treabă cu mutatul. Despre ce vorbim? Dar nu este vorba... Deci, eu cred că discuția se duce pe un teren fals. Dumneavoastră doriți ca în România să nu se respecte legea? Păi da, și... Dumneavoastră spuneți că în România nu trebuie să se țină cont de părerea specialiștilor? Dar aici nu e vorba de nerespectarea legii. Este vorba de un principiu. Icoanele stau la biserică, cădelnița stă la biserică, catapeteasma stă la biserică, tablourile stau la muzeu. Să știți că în toate muzeele din lumea asta sunt icoane foarte valoroase care stau la muzeu, nu neapărat... Dar e muzeu, doamna Bircea, la Cotroceni e muzeu. Nu vă înțeleg. E muzeu.
pentru că eu, din ce am înțeles, și mai se respectă legea și este o decizie administrativă. Sunt icoanele pentru mănăstirea de la Cotroceni. Tocmai de aceea, cred că discuția se poartă foarte fals. Pleacă acasă. Eu vă întreb altceva, domnule Bogdan Chiriac. Noi vorbim aici despre niște oameni politici, cei mai importanți în clipa de față în statul român. Președintele și premierul. Vorbim de două instituții, două palate, cum ne place să le numim. Și în clipa de față, toată povestea a trecut într-o sferă din asta în care nu știi dacă e mai bine să plângi sau să râzi, să iei în serios sau să spui, ei, lasă, e o glumă. Nu, e cel mai bine să-ți iei câmpii, doamna Rusu. Asta e cel mai bine. Deci păi stai și te întreb, unde vezi cu ochii, că acum se poate merge cu buletinul. Ascultându-l pe domnul Chiriac, da, mi-am adus aminte de declarația politică, care eu am făcut-o astăzi în Parlamentul României, despre identitatea și demnitatea noastră națională. Și tocmai vorbeam cu președintele care a condus ședința, domnul Oltean, de la PDL, care îmi spuneam, domnule, pe proiecte naționale, de interes național, oare vom fi vreodată capabili, ca și clasă politică, să ne unim și să lăsăm luptele astea de partizanat politic deoparte, când tot spunea care este calea. Păi, pe politică externă, politică externă pe care domnul președinte Băsescu a păstorit-o de atâția ani de zile. Care a fost calea? Decât că am dus România fie într-un scandal cu unii și cu alții, sau am izolat-o internațional. Iar acum eforturile guvernului de a scoate România din izolarea asta, inclusiv printr-o diplomație economică, sunt subminate. Oare credeți că nu este momentul să se maturizeze și clasa asta și politică? Și asta e un gest de maturitate? Dăm icoanele înapoi? Da, eu cred că se... Nu, dar colegul de la PSD, domnul Feliciu, a spus că este o decizie administrativă corectă. Asta încerc să spun și eu, ca să nu spuneți că vorbim numai de la PSD. Este o decizie administrativă legală. Dacă este legală, înseamnă că... Nu, eu m-am întrebat de asta de maturitate. Doamna Bircea, actul de maturitate. Dăm potirul și crucea de pe masă de la Cotroceni. Este o lege care trebuie respectată. Dar icoanele sunt în biserică. Sigur, putem să continuăm pe tema asta, dar nu cred că este corect să se pună problema așa. Deci, dacă este vorba de respectarea unei decizii legale, atunci nu știu de ce discutăm până în sus. Ce spunea domnul Chiriac mai devreme? Sigur, n-ar fi o noutate că domnul președinte Băsescu ne obișnuiește numai cu exerciții de imagine. Asta știm cu toții, dar eu cred că totuși românii și-au dat seama între... Doamna Bicioară, eu vă înțeleg poziția, dar dacă asta este cea mai importantă problemă a României astăzi, când avem 10.000 de oameni în stradă pe povestea Roșia Montană, când politicienii au reușit să demonstreze că sunt capabili de cea mai odioasă inconsecvență posibilă, adică discursul de acum o lună nu se mai potrivește sub nicio formă cu ceea ce se întâmplă astăzi, și când politicienii au dovedit că au capacitate de dedublare, de triplare a... Doamna Bircea, explicați-mi și mie, spuneți cum e aia. Politicien. Stați puțin, am o întrebare. Explicați-mi, ca politician, fiindcă sunteți politician, cum e să aveți o opinie de ministru, una de deputat și una personală? Dacă mă lămuriți cum se poate treaba asta, eu sunt gata să... Eu vă răspund, pentru că tocmai de aceea mi-am permis să vă rog să nu spuneți toți politicienii, unii politicieni. Doamna, eu pot să mă uit în ochii dumneavoastră și a celor care ne privesc, să dau raportul meu de activitate. Și o să vedeți că pe prima sesiune am deja o lege. V-am întrebat despre dumneavoastră. V-am întrebat părerea mea. Dar eu vă spun ce am făcut eu ca guvernul dumneavoastră. Deci, nu v-am întrebat asta. Deloc. Nu. Eu v-am întrebat cum dumneavoastră ca să politician. Nu mai spuneți toți politicienii că nu este doamna corect. Doamna Bircean, am văzut miniștri, am văzut șefi de partide, am văzut europarlamentari, oameni care și-au dedublat și-au triplat personalitatea. Iar eu dacă așa merge, perfect. Eu nu răspund în numele lor. Dar cum faceți să luăm 3 salarii? Deci eu încercam să vă răspund și vă rog să mă lăsați să termin ideea. Nu vorbesc în numele altor politicieni, ci vorbesc în numele meu. Și să știți doamna ca mine, sunt o grămadă de tineri politicieni care doamna au intrat Bircea, în Parlamentul României să facă opinia, treaba. Dar ați intrat în Parlament, nu ca parlamentar independent, ci ca parlamentar PSD. Și tocmai de aceea
îmi asum și deciziile PSD-ului. Nu m-ați văzut pe mine, Ana Bircel, dezicându-mă de deciziile PSD-ului. De ce când dar pe de altă parte, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră sau cu oricine altcineva când spune tot timpul politicienii. Nu, eu sunt politician, eu m-am dus în colegiul meu, am dat raportul de activitate, am deja o lege trecută, aprobată, am o grămadă de întrebări și interpelări. Acum, doamna Bircel, sunteți de acord cu mine că e schizofrenică toată situația pe care o vedem în ultima săptămână? De la ideea de facem un proiect de guvern, îl trecem prin guvern Roșia Montană, facem o comisie să se discute, până la subiectul, am decis, am avut o discuție nu prea bazată pe date concrete, prin care am decis că votăm contra. Eu schizofrenie, sunteți proiectul, de acord? Proiectul care a fost și decizia da. Dată domnul... pentru transportul copiilor, să știți că a fost rezultatul unei întrebări puse de mine în martie. Bun. Și pot să continui cu exemple în care Bogdan cineva Chiriac, poate să-și facă treaba, unul dintre acești politicieni.